Insula misterioasă. Pista 4. Se făcuse ora 9. Vremea era mohorâtă și vântul sufla dinspre sud-est. Herbert și Pencroff o luară după hornurile în care își făcuseră căminul. Aruncând o ultimă privire spre fumul care se încolocea peste vârful unei stânci, pornirea apoi în susul apei pe malul stâng al râului. Ajuns în pădure, Pencroff smulse din primul copac două crângi zdravene pe care le transformă în niște ciumegi, iar Herbert le ascuți frecându-le de o piatră. Ce n-ar fi dat el în clipa aceea să aibă un cuțit? Cei doi vânători se afundară apoi în ierburile înalte, înaintând de-a lungul malului. Albia râului se îngusta după ce cotea spre sud-vest, adăpostind între malurile foarte apropiate peste care crengile copacilor se aplicau, formând o boltă deasupra apei. Ca să nu se rătăcească, Pencroff hotărâ să urmeze cursul apei, putând astfel oricând să se întoarcă la punctul de plecare. Dar malul era plin de piedici. Aici un copac, ale cărui ramuri flexibile se aplicau până la nivelul apei, colo niște liane sau niște tufișuri spinoase pe care trebuia să le înlăture cu ciumegile. Adesea Herbert, cu sprintenea la unei pisici, se stricura printre crengile rupte și se înfunda în câte un tufiș. Dar Pencroff îl striga de îndată și îl ruga să nu se depărteze. Marinarul observa între timp cu luarea minte poziția și natura ținutului. De partea aceasta, pe malul stâng, pământul neted ca în palmă urca încet, pe nesimțite cu cât îi înaintea spre interior. Pe locuri erau umeși și aveau înfățișare mlăștinoasă. Bănuiai că prin acele locuri se stricurau o mulțime de praie mici care se vărsau în râu prin cine știe ce falii subterane. Câteodată printre tufe șerpâia un râuleț ușor de trecut. Malul celălalt părea mai accidental, lăsând să se vadă limpede valea, în fundul căreia curgeau apele râului. Dealul era acoperit cu copaci așezați în terase suprapuse, formând o perdea ce astupa verderea. Pe malul drept, înaintarea ar fi fost mai nevoioasă, fiindcă pe acolo se afla o serie de povărneșuri repes, pe care copacii încovoiați deasupra apei se țineau doar mulțumite rădăcinilor lor puternice. E de prisos să adăugăm că nici în pădure și nici pe malul străbătut nu găsire nicio urmă de om. Pencroff observă doar urmele unor patru pete necunoscute care trecuseră de curând pe acolo. Marinarul era mai mult decât sigur și Herbert era de aceeași părere că unele dintre aceste urme fuseseră lăsate de niște fiare uriașe cu care se puteau aștepta să se întâlnească. Nu vedeau însă nicăieri urme de topor pe trunchiurile copacilor, rămășitele vreunui foc stins sau urme de pași, ceea ce însemna un mare noroc căci în aceste ținuturi în plin Pacific, prezența omului ar fi fost mai degrabă de temut decât de dorit. Herbert și Pencroff abia schimbau câte o vorbă pentru că drumul era foarte nevoios. Înaintau atât de încet încât nu făcuseră mai mult de o milă într-o oră, iar de vânat nu vâneaseră încă nimic. Totuși, printre ramuri cântau și zburau niște păsări care păreau foarte sperioase, ca și când oamenii le-ar fi inspirat o teamă justificată. Într-un colț înlăștinos al pădurii, Herbert deosebit printre altele o pasăre cu ciocascuți și lungueți care semna la trup cu un cufundar. Se deosebea însă de acestea prin penele aspre cu strălucire metalică. Trebuie să fie un jacamar, spuse Herbert, încercând să se apropie de el. Ar fi tocmai timpul să gustăm un jacamar, răspunse marinarul, presupunând că această pasăre ar avea chef să se lase friptă. În aceeași clipă, Herbert aruncă cu multă putere și îndemânare o pietră, lovind pasărea chiar sub aripă. Se părea însă că lovitura nu fusese de ajuns de puternică, fiindcă jacamarul o luă la fugă și se făcu nevăzut într-o clipă. Uf, neîndemânatic mai se strigă Herbert. Ba nu, băiete, răspunse marinarul, l-ai țintit bine, altul n-ar fi reușit nici atâta. Hai, nu te necăji, îl prindem noi altă dată. Cei doi tovarăși porniră mai departe să exploreze ținutul. Pe măsură ce înaintau vânătorii noștri, copacii ce se răreau deveneau din ce în ce mai frumoși, dar niciunul nu purta fructe bune de mâncat. În zadar căută Pencroff câțiva dintre prețioșii palmieri care sunt atât de folositori în gospodăria omului și a căror prezență a fost semnulată până la 40-a paralelă din emisfera boreală și până la 35-a paralelă australă. Pădurea pe care o străbăteau nu era alcătuită decât din conifere. Deodar și alte conifere, printre care niște brazi minunați înalți de 150 de picioare, asemănători celor care trăiesc pe coasta de nord-vest a Americii. Deodată un sol de păsări micuțe cu penaș frumos și cu o coadă lungă și lucioasă se răspândi printre crengile copacilor, împrăștind peste tot penele lor fragile, ușoare, care acoperiră pământul cu un puf fin. Herbert adună câteva din aceste pene și după ce le cercetă spuse, e pasărea curucu. Mai bine erau niscaiva bibilici sau cocoși de munte, zise Pencroff, foarte pomenești că și astea sunt bune de mâncat. Foarte bune! Carnea lor este chiar foarte gustoasă, răspunse Herbert. De altfel, dacă nu mă înșel, ne putem apropia cu ușurință de ele, așa că le vom ucide cu lovituri de ciomac.
Marinarul și tânărul se strecurară ușor printre ierburi, ajungând la poalele unui copac, pe ale cărui crengi mai joase, se așezaseră o mulțime de păsărele, pândind insectele cu care se hrăneau. Li se vedeau gheruțele acoperite cu pene, strângând cu putere crenguțele pe care se sprijineau. Vânătorii se avântară în sus și mănuince megele ca pe niște coase, dobrâră rânduri întregi de curucuși, care nici nu se gândeau să-și ia zborul și să lăsau răpuși prostește. Vreo 100 din 30 au la pământ, când ceilalți se hotărâră în sfârșit să fugă. Așa vânat, mai zic și eu, spuse Pencroff, tocmai potrivit pentru niște vânători ca noi. Poți să-i prinzi cu și cu mâna. Marinarul înșiră păsările ca pe niște prăpeliții de un bețeșor subțire și-și urmară drumul mai departe. Băgară de seamă că în cursul lui râul face cotitură spre sud. Acest înconjur nu era însă mare, căci râul izvăra probabil din munți și s-a alimentat din apa zăpezilor așternute pe coastele conului general. După cum se știe, porniseră cu gândul să adune cât mai mult vânat pentru oaspeții căminului, dar deocamdată nu prea izbutiseră. De aceea, marinarul scotocea de zor mai departe, bădogănind supărat de câte ori un animal pe care nici nu avusese timpul să-l identifice, dispărea printre ierburile înalte. Ei, dacă l-ar fi avut pe Top, dar Top dispăruse odată cu stăpânul său, pierise desigur împreună cu el. Pe la orele 3 după amiază apărură alte stoluri de păsări, zbărând printre crengile unor copaci, ale căror bobițe aromate le ciguleau cu plăcere, mai ales ale ienuperilor. Deodată pădurea răsună de adevărate sunete de trâmbiță. Această fanfară ciudată și zgomotoasă se datora unor păsări din neamul galinaceilor, care poartă în Statele Unite numele de tetra. Curând se iviră câteva perechi cu penajul diferit, roșcat și cafeniu și cu coada de culoare mai închisă. Herbert se deosebea cocoșii acestui neam după cele două bărbițe de pene ascuțite pe care le aveau la gât. Pencroff socoti că trebuie neapărat să pună mâna pe una din aceste orătănii, mari cât găinile și tot atât de gustoase ca și potărnichele. Era însă un lucru greu de îndeplinit, căci nu te putea apropia de ele. După mai multe încercări neizbutite care nu făcură decât să sperii păsările, marinarul hotărâ. Dacă nu putem să le prindem din zbor, să încercăm să le prindem cu undița. Ca pe crapi? Strigă Herbert mirat. Întocmai, răspunse foarte serios marinarul. Pencroff descoprise printre ierburi vreo 6 cuiburi de tetra, în care se aflau câte 2-3 ouă. Ocoli cu grijă aceste cuiburi, așteptând păsările care trebuia să se întoarcă negreșit. Printre cuiburile acestea avea el de gând să se așeze undițele, nu undițe cu capcană, ci undițe adevărate, cu momeală prinsă în cârlig. Amândoi se depărtară puțin de cuiburi și marinarul pregăti niște unelte ciudate, cu o grijă demnă de un elev al lui Isaac Walton. Isaac Walton, vestit autor al unui tratat de pescuit cu undiță. Este ușor de înțeles că Herbert urmărea aceste pregătiri cu mult interes, îndăindu-se totuși de izbândă. Înghebeau undițele din liane subțiri, prinse unele de altele și lungi de 15 până la 20 de picioare, care purtau la capete un cârlig făcut dintr-un ghimpe mare, încovoiat și foarte puternic de salcâm pitic ce creștea prin locurile acelea. Drept momeală se folosi de niște viermi roșii care se tărau în jurul lor. Pencroff se furișea cu dibăcie printre ierburi și așeză capetele undițelor lângă cuiburi, apoi se întoarce și se pitea alături de Herbert după un copac gros, ținând în mână celelalte capete ale undițelor. Așteptarea amândoi cu răbdare, deși tânărul nu prea avea încredere în această metodă neobișnuită. Așa cum prevăzuse marinarul, după mai bine de o jumătate de oră, câteva perechi de păsări se întoarseră la cuib. Țopăiau fără grijă, scurma pământul și habar n-aveau de vânătorii noștri, care avuseseră grijă să nu se așeze în bătaia vântului. Bineînțeles că acum Herbert privea cu viu interes. Își ținea răsuflarea în timp ce Pencroff, care holbase ochii și căscase gura de parcă era gata să gustă bucată de tetra, abia sufla și el. Orătănile țopeau însă mai departe printre cârlige, fără să le pese de unele. Pencroff începeau atunci să miște ușor undițele încât viermii de momeală să pară vii. Desigur că încordarea marinarului întrecea cu mult pe aceea de care era cuprins pescarul, care stă cu undița în mână fără să-și poată vedea prada ce înnoată sub apă. Curând, orătănile observară undițele mișcătoare și se repeziră la momeală cu ciocurile întinse. Trei tetra peste măsură de lacom înghițiră deodată și viermele și undița, pe care Pencroff o smuci cu putere după ce auzi cum bate din aripi, semn că se prinseseră. Ura! Strigă Pencroff repezindu-se și înșfăcând vânatul într-o clipită. Herbert nu mai putea de bucurie. Vedea pentru prima oară în viața lui cum se prind păsări cu ajutorul undiței. Marinarul însă foarte modest îi spuse că nu era la prima lui încercare și că de altfel nu era el inventatorul. În orice caz, adăugă Pencroff, în situația în care ne aflăm, trebuie să ne așteptăm să vedem și alte ciudățenii.
Legară picioarele păsărilor și Pencroff, bucuros că nu se întoarce cu mâinile goale, hotărâ să pornească spre casă căci începuse să se întunece. Nu le era greu să se întoarcă pentru că nu aveau altceva de făcut decât să coboare până la gura râului, după cum, pentru a pătrunde în pădure, nu făcuseră decât să urce de-a lungul malurilor lui. Pe la orele 6, vânătorii noștri ajunseră de ajuns de obosiți la hornuri. Capitolul 7. Neb nu s-a întors. Frământările reporterului. Cina, o noapte furtunoasă, vijelii îngrozitoare, plecare noapte, lupta împotriva elementelor dezlănțuite, la 8 mile de primul adăpost. Gideon Spilett stătea nemișcat pe plajă cu brațele încrucișate privind în larg. La orizont, marea aproape se confunda cu un nor negru care se apropia cu repeziciune. Sufla de pe acum un vânt puternic și se făcea din ce în ce mai frig. Totul prevestea o furtună. Herbert intră în cămin, iar Pencroff se îndreptă către reporter, care dus pe gânduri nici nu-l vedea. Mă tem că vom avea o noapte grea, domnule Spilett, spuse marinarul. Vine ploaie mare cu vânt spre bucuria petrelilor. Petrel, pasăre de mare care îi place furtuna. Întorcându-se, reporterul îl zări pe Pencroff lângă el și primele cuvinte fură. La ce distanță de coastă crezi că ne-au lovit valorile care le-au smuls pe inginer? Marinarul, luat prin surprindere, se gândi puțin, apoi răspunse. Le-a vreo 1200 de picioare. Deci, spuse reporterul, Cyrus Smith trebuie să fi dispărut cam la 1200 de picioare de țăr. Cam așa ceva, răspunse Pencroff. Și câinele a dispărut în același loc. Admițând că tovarășul nostru a pierit, mă miră totuși faptul că a murit și câinele, adăugă reporterul, și că niciunul din cadavrele lor n-a fost aruncat de valuri la țăr. Nu e de mirare pe o vreme atât de furioasă, răspunse marinarul. De altfel s-ar putea să fi fost râs de curent mai departe, spre un alt punct al coastei. Prin urmare, dumneata ești de părere că tovarășul nostru a pierit în valuri, întrebă încă o dată reporterul. Așa cred. Părerea mea, spuse Gideon Spilett, deși respect experiența dumitale, este că dubla dispariția lui Cyrus și a lui Top, morți sau vii, pare foarte ciudată și neverosimilă. Aș vrea să pot gândi ca dumneavoastră, domnule Spilett, răspunse Pencroff. Din nefericire, părerea mea este bine stabilită. Cu aceste cuvinte, marinarul se întoarce la cămin. În vatră ardea un foc strașnic. Herbert tocmai aruncase peste el umbră de lemne uscate și flacăra lumina pe alocuri părțile întunecate ale coridorului. Pencroff se apucă de îndată să pregătească cina. Era de părere că o mâncare mai consistentă avea să le fie de mare folos tuturor. Jumuliseră doi tetra și în curând păsările se rămâna pe frigarea așezată în vatră deasupra unui foc puternic. Curucușii urma să fie consumați a doua zi. La ora 7 seara, Nem nu se întoarse încă. Această întârziere le îngrijora îndeosebi pe Pencroff. Se temea să nu fi avut un accident prin ținuturile acestea necunoscute sau de disperare să nu fi făcut vreun gest nesocotit. Herbert însă trăgea cu totul alte concluzii. După părerea lui, Neb nu se întorsese încă, fiindcă se ivise ceva care îl îndemnea să-și prelungească cercetările. De asemenea, socotea că orice nou amănunt nu putea decât să-i ajute să-l găsească pe Cyrus Smith. Cu siguranță că Neb s-ar fi întors dacă nu l-ar fi reținut vreo nouă speranță. Se putea să se fi găsit vreun indiciu, vreo urmă de pași sau un rest de epavă, care să-i fi arătat calea cea bună. Poate că în clipa de față era pe calea cea bună, poate că se și afla lângă stăpânul lui. Așa gândea tânărul, împărtășind și tovarișilor săi aceste gânduri. Dar numai reporterul dădea din cap aprobândul. Pencroff era mai curând de părere că Neb se dusese mult mai departe decât în ajun și deci nu avusese timp să se întoarcă. Totuși, Herbert era foarte agitat și vădea de mai multe ori dorința de a ieși în întâmpinarea lui Neb. Pencroff însă i-ar dă că ar face un drum de prisos, că pe întunericul și pe vremea aceea mizerabilă nu avea cum să găsească urmele lui Neb, așa că era mai bine să aștepte. Dacă nici până a doua zi Nem nu se înapoia, el, Pencroff, nu aș voie să plece împreună cu Herbert în căutarea lui. Gideon Spilett era și el de părerea marinarului, care susținea că n-ar fi bine să se răzlățească toți care încătro și Herbert fu nevoie să renunțe la planul său. Dar două boabe mari de lacrimi se răstogoliră pe obraj. Reporterul nu se putea opri să nu-l sărute pe inimosul copil. Între timp, vremea se stricase de-a binelea. O vijelie venită dinspre sud desmătura coasta cu mare violență. Marea în plin reflux zvuia în lungul litoralului, la marginea primului brâu de stânci. Ploaia pulverizată de uragan se ridica în aer ca o ceață lichidă. Pâcle zdrențuite de vânt rătăceau de-a lungul coastei, iar pietrele se izbeau cu zgomot de parcă s-ar fi răsturnat căruțe întregi cu pietriș. Nisipul, ridicat de vânt, se amestecat cu ploaia, iar aerul era îmbâxit de praf și de apă. Între gura râului și faleza de granit se ridicau vârtejuri uriașe, iar straturile de aer care scăpau din drumul uraganului, negăsind
altă ieșire decât valea strâmtă pe fundul căreia curgea râul, se repezeau într-acolo cu o furie de nestăpânit. Din pricina fumului pe care vântul îl împingea înapoi în cămin prin deschizătura îngustă, în coridoare nu se mai putea sta. De aceea, după ce fripsese păsările, Pencroff se grăbi să stingă focul păstrând numai jăraticul bine învelit în spuză. La ora 8, Neb tot nu se întorsese, dar acum nu era greu de crezut că fusese împiedicat de timpul îngrozitor și că se ascunsese probabil în vreun cotlon printre stânci ca să aștepte sfârșitul vijeliei sau cel puțin lumina zilei. Nici nu mai putea fi vorba să se pornească în căutarea lui pe asemenea vreme. Vânatul alcătuie singura lor mâncare. Carnea era foarte bună la gust, așa că o mâncare cu plăcere. Pencroff și Herbert, cărora excursia lungă le atâțase foamea, înfulecau cu poftă. Apoi fiecare se retrase în colțul unde se odihnise noaptea trecută și Herbert a dormit numai decât ghemuit lângă marinar care se întinsese de-a lungul vetrii. Afară bântuia furtuna care se întețise odată cu căderea nopții. Părea că se dezlănțuise un uragan asemănător acelui care târse pe prizonier de la Richmond până în aceste ținuturi ale Pacificului. Asemenea, furtuni se stârnesc adesea în timpul echinoxului și ele pot fi înfruntate numai cu foarte mare greutate, mai ales pe aceste întinderi deschise care nu opuneau niciun fel de obstacol furiei lor. E ușor de înțeles că un țărm expus în partea de răsărit ca acela pe care se aflau naufragiații și care era așezat chiar în bătaia uraganului, trebuia să fie lovit cu o forță de nedescris. Din fericire, grămadă de stânci care forma căminul era solidă. Era alcătuită din niște blocuri uriașe de granit, însă unele dintre ele erau atât de slab sprijinite încât baza lor părea că se cutremură. Pencroff simțea acest lucru și îi se părea că sub palma lui, lipită de pereți, trece un fel de freamăt repede. Și în cele din urmă să-l liniști spunându-și pe bună dreptate că n-avea de ce să-i fie teamă și că adăpostul lor improvizat nu se va prăbuși. Dar în același timp auzea zgomotul pe care îl făceau în căderea lor pe plajă, pietrele desprinse de pe platou, smulse de rafalele de vânt. Unele se răstogoleau chiar pe deasupra căminului sau erau azvârlite de furtună prin deschizătura coșului. De două ori marinarul se sculă și se târâ până la intrarea coridorului, căutând să vadă ce se petrece afară. Se convingea însă că prăbușirile acestea neînsemnate nu prezentau niciun pericol și se grăbea să-și reia locul în fața căminului, unde jarul troznea sub cenușă. Cu toată furia uraganului, cu toată larma furtunii și cu tot tunetul elementelor dezlănțuite, Herbert dormea adânc. În cele din urmă, somnul cuprinse chiar și pe Pencroff, pe care viața lui de marinar îl obișnuise cu astfel de intemperii. Singur Gedeon Spilett veghea cuprins de neliniște. Își făcea mustrări pentru că nu-l însoțise pe Neb. După cum știm, reporterul mai nădăjdea să-l găsească pe Cyrus Smith. Și el era tulburat de gândurile care își frământau pe Herbert. Acum gândurile fugeau la Neb. De ce nu s-a întors Neb? Se frământa pe culcușul de nisip, ne-lum prea mult în seamă în lupta elementelor. Câteodată ochii lui obosiți se închideau o clip, dar imediat îl străfulgerea vreun gând care îl făcea să-i deschidă din nou. Deși părea fără sfârșit, noaptea trecea. Pe la ora 2, Pencroff, care dormea buștean, se pomni scutura cu putere. Ce s-a întâmplat, strigă el, trezindu-se și venindu-și în fire cu iuțela caracteristică marinarilor. Reporterul a plecat asupra lui, spuse: ascultă, Pencroff, ascultă. Marinarul trase cu ureche, dar nu desluși decât zgomotul vijeliei. E vântul, spuse el. Nu, răspunse Gedeon Spilett, ascultând din nou, parcă m-a auzit. Ce? Lătratul unui câine. Un câine? Strigă Pencroff sărind în sus. Da, parcă lătra. E cu neputință, răspunse marinarul. Și de altfel, cum l-ai auzit că doar urletele furtunii? Stai, ascultă, spuse reporterul. Pencroff ascultă cu încordare și parcă auzi și el într-un moment de acalmie un lătrat îndepărtat. Ce spui? Întrebă reporterul strângându-i mâna. Da, da, auzi și eu, răspunse Pencroff. Ăsta e top, e top, strigă Herbert, care tocmai se trezise, și toți trei se repeziră spre deschiderea de la intrarea în cămin. Ieșiră cu mare greutate din cauza vântului care îl împingea înapoi. În cele din urmă izbuteră să înainteze, ținându-se cu greu pe picioare și sprijinindu-se de stânci. Priveau în jurul lor, nu puteau vorbi. Era întuneric beznă, marea, cerul și pământul se contopeau într-un întuneric de nepătruns, parcă ar fi pierit și ultima urmă de lumină pierdută în văzduh. Timp de câteva clipe, reporterul și tovarășii săi rămaseră astfel nemișcați, copleșiți de vijelie, udați de ploaie și orbiți de nisip. Furtuna se potoli o clipă și lătratul lor răsună din nou. Ei își dădură seama că trebuie să vină de foarte departe. Lătratul nu putea fi decât al lui Top, dar el era oare singur sau nu? Probabil că era singur, căci dacă ar fi fost însoțit de Neb, acesta ar fi venit într-o fugă spre cămin. Marinarul strânse mâna reporterului, care nu-l putea auzi pe asemenea furtună, într-un fel care însemna așteaptă. Apoi intră din nou în coridor.
Peste o clipă ieși potând niște vreascuri aprinse pe care le ridică în sus ca să lumineze în întuneric, scoțând în același timp câteva fluierături ascuțite. Răspunzând parcă acestui semnal, se auziră niște lătrături mai apropiate și curând după aceea un câine se repezi în coridor. Pencroff, Herbert și Gedeon Spilett se luară după el. Aruncară în grabă un braț de lemn uscat peste cărbun și o flacără vie lumină coridorul. E Top! Strigă Herbert. Era într-adevăr Top, un minunat câine anglo-normand. Top moștenise de la cele două rase care se încrucișeară două calități de căpetenie ale câinului de vânătoare, iuțeala și fineța mirosului. În fața celor trei oameni se afla câinele inginerului Cyrus Smith, dar era singur. Nici stăpânul său, nici nebunul îl întovărășeau. Atunci, cum se făcea că instinctul îl călăuzise până la căminul pe care nu-l cunoștea? Lucrul părea cu totul de neînțeles, mai cu seamă pe o noapte atât de întunecată și pe o asemenea furtună. Și lucrul și mai greu de înțeles. Top nu era nici obosit, nici slăbit, nici măcar mânjit cu măr sau nisip. Herbert îl atrase lângă el și îi lua capul între mâini. Câinele se lăsă mângâiat cu durânțe pe lângă el. Dacă am găsit câinele, vom găsi și pe stăpânul lui, îi spuse reporterul. Să ne dăjduim, spuse Herbert, să mergem, Top ne va călăuzi. De data aceasta, Pencroff nu se mai împotrivi. Își dădea seama că apariția lui Top era în măsură să-i dezminte presupunerile. Să pornim, spuse el. Pencroff acoperi cu grijă cărbunii din vatră, așezând chiar câteva lemne sub cenușă, ca să mai găsească foc la întoarcere. Apoi, condus de câinele care lătra încet, ca și cum l-ar fi îmbiat la drum, și urmat de reporter și de băiat, marinarul se avântă noapte, luând cu el și resturile cinei. Furtuna era întoi, atingând poate culmea intensității. Luna, în primul pătrar, deci în conjuncție cu soarele, era cu desăvârșire acoperită de nori prin care nu se stricurea nici cea mai slabă rază. Nu era echip să urmeze un drum în linie dreaptă. Singurul lucru ce le rămânea de făcut era să se lase călăuziți de simțul de orientare a lui Top. Reporterul și tânărul mergeau în urma câinelui, iar marinarul încheia coloana. Vuietul furtunii îi împiedica să vorbească între ei. Ploaia nu era prea deasă, fiindcă o pulverizea vântul. Uraganul era însă îngrozitor. Totuși, o împrejurare neașteptată veni în ajutorul marinarului și al tovarășilor săi. Vântul sufla dinspre sud-vest și îi împingea din urmă. Nisipul pe care vijrălia îl spulberea cu putere și care n-ar fi fost de suportat îi lovea în spate, astfel că atâta timp când nu întorceau capul, erau feriți și își puteau vedea de drum. Faptul că de multe ori mergeau chiar mai repede decât ar fi dorit, fiind silit să zgrăbească pasul spre a nu fi trântiți la pământ. Cu toate acestea înaintau cu forțe îndoite, mânați de o nădejde puternică, și de asta dată nu mai colindau țărmul căutând la întâmplare. Nu se mai îndeau că Neb și-a găsit stăpânul și că el este acela care le-a trimis credinciosul câinii. Dar mai trăia oare inginerul său sau Neb își chema tovarășii ca să dea împreună ultimile onoruri rămășițelor pământești ale nenorocitului Cyrus Smith. După ce depășiră corpul falezii de care se ținuseră departe cu multă prudență, Herbert, reporterul și Pencroff se opriră ca să răsufle o clipă. O ieșitură a stâncii adăpostea puțin de vânt și cei trei tovarăși se odihniră o clipă după drumul făcut în pas alergător și care durase mai bine de un sfert de oră. Puteau în sfârșit să se audă unul pe altul și să-și răspundă și când tânărul rosti în timpul convorbirii numele lui Cyrus Smith, Top lătră de câteva ori ca și când ar fi vrut să spună că stăpânul său este salvat. A scăpat, nu-i așa, întrebă Herbert, a scăpat, Top, și câinele le treca și cum ar fi vrut să-i răspundă. Pornirea din nou la drum. Poate că erau orele 2:30 după miezul nopții. Marea începuse să crească, iar fluxul care era împins de vânt amenința să devină foarte puternic. Talazurile tunau cu atâta violență, spărgându-se de șirul de sânge din larg, încât după toate probabilitățile ele acopereau mica insulă din fața coastei, care nu se mai vedea. Lipsită de acest dig natural, coasta era deci direct expusă asaltului dat de marea dezlănțuită. Îndată ce marinarul și tovarășii săi se depărtară de faleză, vântul îi biciui din nou cu furie. Aduși din spate, împinși din urmă de rafalele de vânt, înaintau grăbiți în urma lui Top, care părea foarte sigur de drumul lui. Mergeau spre nord. În dreapta lor, un șir neîntrerupt de talazuri se spărgeau cu un zgomot asurzitor. În stânga lor se întindea un ținut întunecos, a cărui înfățișare nu puteau să o deosebească. Totuși, își dădeau seama că străbăteau un fel de câmpie, căci uraganul îi lovea dintr-o singură parte fără să-i mai arunce în vârtejurile care se produceau atunci când se lovea de stâncile falezei. Până la ora 4 dimineața străbătuseră după socoteala lor vreo 5 mile. Între timp, norii se mai ridicaseră și nu se mai trăau atât de aproape de pământ. Vântul aducea mai puțin omezeală, în schimb era mai rece. Cum erau îmbrăcați în haine subțiri, Pencroff, Herbert și Gedeon Spilett suferau de sigur groaznic. Nu spuneau însă nimic, fiind hotărât să-l urmeze pe Top, inteligentul animal, până unde avea de gând să-i ducă.
Pe la ora 5 începuse să lumineze de ziua. În înaltul cerului, unde aprii oceanului se mai risipiseră, norii apăreau zimțați de o dungă alburii și, curând după aceea, sub o fâșie de nori negri, o linie mai luminoasă desemnă limpede orizontul. Creasta valurilor tinse ușoare lucii roșiatice, sfâmaș recăpăta alpeața. În același timp, spre stânga, crestăturile litoralului începură să se întrevadă încă nedeslușit ca niște umbre cenușii profilate pe o pânză neagră. Pe la ora 6 începu să se facă ziua, iar în înălțim norii goneau cu mare repeziciune. Marinarul și tovarișii săi se aflau acum la vreo 6 mile departare de cămin. Străbăteau o plajă foarte netedă, mărginită în larg de un lanț de stânci acoperite de apă, până aproape de vârf, căci mare era întoiul fluxului. În stânga se întindea un vast ținut nisipos, cu înfățișare destul de sălbatică ce avea presărate aici colo, dune acoperite cu scaieți. Țărmul prezenta contururi destul de regulate și era apărat de apele oceanului, doar printr-un lanț de mici ridicături inegale de pământ. Din loc în loc se strâmbau câțiva copaci aplicați într-o rână, cu toate ramurile îndreptate spre apus. Foarte departe, spre sud-vest, se zărea marginea unei păduri. Ajuns și în acest loc, top începu să dea semne vădite de neaștâmpăr. Alerga înainte, se întorcea lângă marinar și părea să-l roage să meargă mai repede. Câinele părăsi plaja și, mânate de minunatul său instinct, o luă spre dune fără să șove o clipă. Îl urmară cu toții. Ținutul părea cu desăvârșire pustiu. Nu se zărea nicio vietate. Șirul dunei foarte larg era format dintr-o serie de mici ridicături de pământ și chiar de coline, așezate destul de neregulat. Păreau o mică elveție de nisip unde cu greu te puteai descurca, dacă nu era înzestrat cu un deosebit simț de orientare. 5 minute după ce părăsiră plaja, reporterul și tovarișii săi ajunseră în fața unei văgăune așezate în spatele unei dune. Aci Top se opri și începu să latre vesel. Spilett, Herbert și Pencroff pătrunseră în această grotă. Îl găsire pe Neb îngenunchiat lângă un trup întins pe un pat de ierburi. Trupul era al inginerului Cyrus Smith. Capitolul 8. Cyrus Smith trăiește. Povestirea lui Neb. Urmele de pași. O problemă ce nu-și găsește dezlegare. Primele cuvinte ale lui Cyrus Smith. Cercetarea urmelor. Întoarcerea la cămin. Pencroff este disperat. Neb stătea nemișcat. Marinarul nu-i aruncă decât un singur cuvânt. Trăiește? Neb tăcea. Gedeon Spilett și Pencroff în gălbenire. Herbert își împreună mâinile și rămase nemișcat. Se vedea însă că bietul Neb, cufundat în durerea lui, nu-și observase tovarășii și nici nu auzise întrebarea marinarului. Reporterul îngenunche lângă trupul nemișcat și își lipi urechea de pieptul inginerului după ce îi deschie hainele. Trecu o clipă cât un veac în timp ce căuta să surprindă o cât de slabă bătaie inimii. Neb se îndreptase puțin și privea în gol. Era cu totul desfigurat de deznădejde. Devenise de nerecunoscut, frânt cum era de oboseală și sfârșit de durere. Bietul om o socotea stăpânul mort. După o lungă și atentă cercetare, Gedeon Spilett se ridică. Trăiește, spuse el. Pencroff încerunchi la rândul său lângă Cyrus Smith. Urechea lui surprinse și ea niște slabe bătăi de inimă, iar apoi simți suflul ușor care se desprindea de pe buzele inginerului. La îndemnul reporterului, Herbert se repezi să caute apă. La vreo 100 de pași găsi un pârâu limpede care își purta prin nisip apele umflate de ploile din ajun. Din păcate, n-avea în ce să ducă apa, nici o scoică nu se găsea pe aceste dune. Tânărul se mulțumi să-și mai Batista în râu și se întoarce în goană spre grotă. Din fericire, Batista audă-i fu de ajun lui Gedeon Spilett, care nu dorea decât să omezească buzele inginerului. Puținele picături de apă rece avură un efect aproape imediat. Cyrus Smith oftă adânc și păru chiar că vrea să spună ceva. Îl vom salva, spuse reporterul. Auzind aceste cuvinte, Neb își veni și el în fire și se grăbi să-l dezbrace pe Cyrus Smith ca să vadă dacă nu cumva era rănit. Dar pe tot trupul inginerului nu se vedea nici cea mai mică vânătaie sau zgârietură. Lucrurile era de mirare, fiindcă se putea bănui că Cyrus Smith fusese rostogolit de valuri printre stânci. Nici măcar mâinile lui nu aveau nicio urmă de zgârietură. Dar acestea aveau fără îndoială să fie lămurite mai târziu, când Cyrus Smith va fi în stare să vorbească și le va spune cum s-au petrecut lucrurile. Deocamdată trebuiau să-l readucă la viață, fricționându-l cu energie. Făcură acest lucru folosindu-se de bluza marinarului. Inginerul încălzi de masaj și mișcă ușor brațele și începe să respire mai regulat. Era vădit că se stingea din cauza oboselii și a lipsei de hrană. Cu siguranță că fără intervenția reporterului și a tovarășilor săi, Cyrus Smith ar fi fost pierdut. Credeai că a murit? Îl întrebă marinarul pe Neb. Da, credeam că e mort, răspunse Neb, și dacă Top nu v-ar fi găsit și nu v-ar fi adus aici, l-aș fi mormântat și aș fi rămas să mor alături de el. Veniseră la timp, căci viața lui Cyrus Smith s-a târnat de un fir de păr.
Neb povesti cele petrecute. Părăsind căminul în ajună, zorii zilei o luase spre nord de-a lungul coastei, îndreptându-se spre acea parte a litoralului pe care o mai cercetaseră odată în ajun. Ajuns acolo, Neb începe să caute din nou pe țărm printre stânci pe nisip, cu toate că nu mai avea niciun fel de speranță, căci lângă apă fluxul și refluxul retrăgea orice urmă. Cercetându-se mai ales acea parte a plajei pe care marea nu o acoperea niciodată. Neb nu mai speră să-l găsească pe Cyrus Smith în viață. Era în căutarea unui cadavru pe care va trebui deci să-l înmormânteze și dorea să facă acesta cu propriile lui mâini. Neb căutase mult de tot, dar toate încercările lui se dovediseră zadarnice. Nici țipenie de om nu părea să fi călcat vreodată pe acest țărm pustiu. Scoicile care zăceau cu miile pe plajă, acolo unde marea nu mai putea să le ajungă, erau neatinse. Nici o cochilie strivită. Pe o întindere de 200 până la 300 de iarzi, nicio urmă. Nu trecuse nimeni pe aici, nici mai de mult, nici de curând. Neb s-a hotărât să mai cerceteze totuși câteva mile de țărm. Curenții ar fi putut să împingă cadavrul ceva mai departe. Rar se întâmplă ca un cadavru care plutește pe lângă un țărm neted să nu fie aruncat de valuri mai curând sau mai târziu pe plajă. Neb știa acest lucru și dorea să-l mai vadă pe inginer pentru ultima dată. A mai umblat așa de-a lungul coastei încă vreo 2 mile, cercetând întreg șirul de stânci în timpul refluxului și toată plaja după venirea fluxului. Pierduse-mi orice speranță când aseară, pe la orele 5, am zărit niște urme de pași pe nisip. Urme de pași, strângă Pencroff. Da, răspunse Neb. Și urmele acestea porneau chiar de lângă stânci? Întrebă reporterul. Nu. Începeau dincolo de linia apei, de unde nu mai ajunge fluxul. Celelalte le ștersese apa. Continuă îndemnăge de un spilet. Când am văzut aceste urme, era cât pace să nebunesc. Erau foarte adânci și se îndreptau spre dune. Le-am urmărit în fuga mare care de un sfert de milă, având totuși mare grijă să nu le șterg. Trecuseră vreo 5 minute și când tocmai începe să se întunece, auzi lătrându-n câine. Era Top care m-a condus aici lângă stăpânul meu. Neb sfârși povestindu-le ce durere cumplită îl cuprinsese găsind trupul neînsuflețit al inginerului. Căutase să surprindă la el o formă de viață. După ce îl găsise, ar fi vrut să-i redea viață, dar toate încercările lui fuseseră zadarnice. Credea că nu-i mai rămâne altceva de făcut decât să-și îndeplinească ultima datorie față de stăpânul său. În acele clipe, Neb se gândise la tovarșii lui, fără îndoială că și ar fi dorit să-și mai vadă dată nefericitul prieten. Îl avea pe Top lângă el. Oare s-ar putea să se folosească de înțelepciunea credinciosului animal? Neb rosti de mai multe ori numele reporterului, acela dintre tovarșii inginerului pe care Top îl cunoștea mai bine. Apoi îi arătă partea de sud a coastei și câinele se repezi în direcția indicată. Am văzut cum, călăuzit de un instinct neobișnuit, câinele ajunsese până la ei, cu toate că nu fusese niciodată la cămin. Tovarășii lui Neb ascultaseră această poveste cu multă atenție. Un lucru rămăsese totuși de neînțeles pentru ei. Nu se puteau dumiri cum, cu toate eforturile pe care le făcuse desigur pentru a se salva din valuri și a se strecura printre șirul de stânci, Cyrus Smith scăpase fără cea mai mică zgârietură. Tot astfel nu puteau înțelege cum a reușit inginerul să ajungă până la această grotă pierdută printre dune, așezată la vreo milă de țărm. Prin urmare, Neb, întrebă reporterul, nu l-ai transportat tu pe stăpânul tău până aici? Nu, răspunse Neb. Desigur că domnul Smith a venit singur, spuse Pencroff. Într-adevăr, s-ar putea observa Gideon Spilett, dar nu e de crezut. Singur inginerul ar fi putut să explice aceste ciudățenii. Trebuiau să aștepte însă până când va fi în stare să vorbească. Din fericire începea să-și vină în fire. Masajul restablise circulația sângelui. Cyrus Smith mișcă din nou brațele, capul, apoi bolborosi câteva cuvinte neînțelese. Neb a plecat asupra lui, îl striga pe nume, dar inginerul părea să nu audă, iar ochii rămâneau închiși. Prezența vieții o dovedeau mișcările, simțurile însă nu se deșteptaseră încă. Pencroff era necăjit că n-are foc și nici putința de a-l aprinde, căci uitează să ia cu el bucățica de cărparsă pe care ar fi aprins-o lovind două pietre una de alta. Cât despre buzunarele inginerului, ele erau goale. Doar ceasul lui mai rămăsese într-un buzunar al vestei. După părerea tuturor, Cyrus Smith trebuia transportat cât mai repede la cămin.